Bună ziua, sunt Raul Chișu, urmăriți emisiunea România Via Cluj. Invitatul meu de astăzi este deputatul Patriciu Achimaș Cadariu, profesorul de la Institutul de Oncologie, care a fost ministrul sănătății în guvernul Cioloș. Bună ziua, domnule Raul Chis, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, Lorin, cât să spune că românii e... ar putea ieși pe stradă fără mască, începând din 1 august, dacă până atunci se vor vaccina 10 milioane de persoane. Teoretic, ar fi posibil și ar fi dezirabil să vedem cum stăm cu practica, fiindcă ultimele săptămâni, pe de o parte, ne arată faptul că discuțiile despre unele vaccinuri au făcut ca interesul să scadă, frica să crească și mesajele care au venit de la cei responsabili, fiind contradictorii, n-au făcut altceva decât să accentueze aceste temeri, ca și consecință, care e consecința logică, scăderea numărului de persoane care își doresc să se vaccineze. Sigur, e foarte important că se creează noi centre de vaccinare, e importantă comunicarea, dar degeaba. Pe de o parte, anunțăm că e bine să te vaccinezi și, pe de altă parte, să ridici tot felul de semne de întrebare. E o ceartă pe, pe posturi în, în guvern, pe tot felul de, de orgolii și, evident, evident, cu gândul la alegerile din 2024. Adică, dacă începem campaniile electorale în momentul în care s-au încheiat alegerile, atunci realmente nu avem nicio variantă de, de, a construi ceva. Până acum avem așa, aproximativ un milion de români vaccinați cu prima doză și încă 1,6 milioane de români vaccinați cu două doze de vaccin, deși cu rapelul. Deci 2 ,6 milioane mii ar fi cei care deja au făcut cel puțin un, o doză de vaccin. Entuziasmul scade. totul să nu-i numărăm ca și uh, steagurile lui Pristanda. Deci, to Tot mai mult mi-aduc aminte de, de Caragiale în, în ultimele zile, dar uh, una e să îl citești la școală, alta e să-l citești pe canapea și alta e să-l interpretezi în pandemie. Cum ar putea fi motivați oamenii până la urmă? Sunt motivați cu plase cu cumpărături. Cu cupoane no. pentru cumpărături. Bun, dacă asta poate să fie o soluție, cred că ar trebui bifată. Pe de alt în altă parte, știți, și discuția asta cu mască fără mască era o emisiune pe, da, pe da, vremuri. Poate că ar trebui să ne gândim unde e logic și unde e ilogic să porți masca. E logic să o porți când sunt aglomerații, nu? Dar atâta vreme cât sunt... La magazin trebuie să te duci vreun nevrând, că dacă trăiești în oraș, n-ai cum să îți produci toate cele de care e de care nevoie, nu? Mm. Uh, și uh, te duci la magazin, dar în parcuri, nu? Unde uh, a, fost, la un, a fost și o epocă de interdicție a parcurilor. Pe stadioane, unde Dumnezeule chiar e e spațiu mare și se poate realiza. Până la urmă, problema ține de educat. De exemplu, în China, în spațiile exterioare, se poate merge fără mască, dar chinezii, fiind mai conștiincioși, atunci când văd că se aglomerează lucrurile, nu știu, poate se stau într-o stație de autobuz, își pun masca. Poate că la fel ar, ar, putea să funcționeze și lucrurile și în România, dacă toată lumea ar înțelege să ar avea grijă față de celălalt. Este Asta o vedem din ce în ce mai puțin. Aș vrea să mă întreb și în legătură cu acest vaccin AstraZeneca. Conspiraționiștii Conspiraționistii spun că provoacă tot felul de probleme, că există tromboză după tromboză. Cazurile sunt extrem, extrem de rare. Da? Și uh, e, e foarte. F, f, poate nu, nu extrem de, de frumos ceea ce spun. Dar judecata la nivel de populație, nu are în vedere individul. Și atunci când ai o pandemie, și asta ne dovedește. Ne dovedește toate afirmațiile pe care instituțiile care au evaluat vaccinul în străinătate au făcut-o. Atunci când ai o pandemie și ai un mijloc care poate să lupte împotriva pandemiei, cum e clar vaccinul îți calculezi un anumit risc asumat, care poate să fie acceptabil sau inacceptabil. Și uh, agențiile medicamentului, cele mari, uh, consideră că e un risc acceptabil uh, ceea ce se întâmplă cu vaccinul AstraZeneca. Așa e. Uh, ce zice de vehiculată ca uh, de probabilitatea să fie nevoie de o tre treia doză de, de vaccin? Cei de la Pfizer au vorbit despre asta. Asta cu siguranță, fiindcă acum am prieteni care și-au evaluat anticorpii da. și sigur că ei se reduc pe măsură ce trece timpul de la rapel. Deci probabil că vom ajunge în situația foarte asemănătoare a vaccinului gripal care să se facă o dată pe an. E demonstrat că sunt situații în care nivelul de anticorp scade. Uh. Se vorbea de un an. Imunitatea e asigurată pe un ben. an, în cazul vaccinului Pfizer, cel puțin. Stim, încă, încă nu ne-am vaccinat de un an. O să vedem la un an câți anticorpi mai avem. Mutațiile virusului sunt un pericol? Toate aceste virusuri vor să uh, trăiască, evoluează în medii diferite, nu de la Darwin, știm cum aceeași uh, specie de păsări arăta diferit de la o insulă la alta. Exact așa și cu, și cu virusul și el da. evoluează. Și pe măsură ce el se schimbă, vaccinul se va adapta. Și la gripă e la fel. În fiecare an se, se realizează un nou vaccin din tulpinile care au apărut noi. Întrebarea este dacă pot să apară manifestări mai grave ale bolii uh, pentru persoanele vaccinate care uh, se îmbolnăvesc, uh, nu știu, de acum înainte sau. În general, se spune că, sau dovezile ne, ne arată că cei vaccinați au făcut forme mai ușoare ale bolii, atunci Indiferent când de, au făcut. De virulența mutaților. Bun, asta rămâne de văzut. Asta nu se știe. E... Asta rămâne de văzut întotdeauna, este o, o necunoscută. De altfel, asta e valabil pentru o, oricare virus. Mulțumesc stare mult pentru această informație, domnule profesor. Numai bine, la revedere!